Acum ți s-a deschis darul inelelor să-ți vină mănușă. Nu neapărat, am înțeles ce ai zis, nu neapărat să le porți, dar ce mișto se aranjează acum. După ce ai înțeles mai multe, una alta, da? Ți s-a deschis arma ta, după ce s-a deschis arma, ți se deschid... ce înseamnă inelele? Ai ieșit din cerc, te învârtea în jurul cozii. Da? Și acum, varianta, toate sunt trofee. Da? Sunt blânzite animăluțele, toate energetice care intră în acțiune. Fantastic. Ăsta l-am ales aici să fie. Aici a venit altceva acum. Și ăsta, din senin, trebuie să stea aici. Și ăsta... Unul a fost dus la cimitir, s-a cerut, pentru că, da? Și unul s-a dus la cimitir, care erau două, da? De a penetra, vezi? Unul s-a dus la cimitir, s-a cerut, la oricare, pe un scăunel l-am pus, da? Sau pe o lespede de mormânt, nu mai știu. N-am vrut, da? Am fost ghidată să fac asta și ăsta a rămas la mine. Dar nu e inel. E unicul care e desfăcut. Vezi? Nu e unicul. L-am dus la cimitir și mi s-a întors așa. Mi-a venit înapoi așa, desfăcut. Uite-le. Da, astea sunt. Vezi? De-abia acum se activează pe casă gen antiglonț, geamurile, gen ferestre, gen mansardă, micuțe, nu trebuie mari, care trag energia și solară și încălzesc casa. Ii? Alea care sunt ferestruici, să intre în acoperiș, să te bagi, să vezi una alta, se pun niște, da? Ei, alea trag energie mult mai multă decât dacă ai umblat cu panouri solare și așa mai departe. Acum s-a activat. Ăsta e șarpele getodac. Da? Și se transformă în degete de crab. Asociativ lucrezi. Da? Asta e lăbuța crabului, care e așa. Așa e. Așa. Haș. Sau de aici. Nu contează unde se deschide mai ușor. Haș. Haș. Da? Foarfica. Da? Filmul cu Johnny Depp cu foarfica. Da? Cum tundea și știa să mânuiască. De fapt era crabul. Zodia crabului, aracului, de fapt, da, care taie, da? Pac! Asta e foarfica, de aici a pornit foarfica și astea mâinile sunt făcute omenesc așa, dar energetic le am așa, știi? Și le-am și simțit, mi-a dat voie iubitul meu, iubita ta o să-ți dea voie. Să le simți, să le vezi, să le pui mâna pe ceva ce acolo numai iubitul, iubita, da? Și trebuie să simtă ca să îmblânzească, da? Și simți astral ăsta, zodia. Și am văzut-o și am simțit-o cum m-a pișcat, dar de drag, sălbatică, până o îmblânzești, da? Racul, îmblânzești iubitul tău, iubita mea, fetele, băieții, acum vorbiți așa. Le lămuriți cum e, da. Uite și încă al treilea e desfăcut. Varianta aurie e doar, da? E de fapt, iarăși, regal. Aici e de pe timpuri, e pe bune, e ceva. Nu contează că e făcut, da? Cu ciocanul cineva, un meșter. E pe bune adus pentru tine din neam străneam, dar numai tu le simți valoarea. Tu dacă ți se fură sau ți se ia, mână la om nu e, da? E energetic din tine și se transformă în ceva foarte scump de pe timpuri, regal. Da? Ăsta era. Și ăsta cu pecetea e regal a tău din neam străneam, da? Din partea ta întunecată. Așa. Bun. E aur alb și aur însemnând gen argint, gen ce nu se ofilește ca oțel, știi? Așa. Și
zi, Rama sau care e aur de fapt. Da? Aurul. Zi. Da, e din cel mai ieftin zi, care e cel mai, țăritură cuantică, e cel mai dur și cel mai metal. So far, so good. E bine. Drum bun.